Acest bol cei 200 de mililitri de apă călduță. Apoi am să pun 200 de mililitri de lapte călduț. 2 linguri de zahăr. Am mai pus puțin. Aici am 12 grame de drojdie uscată. ...50 de grame de ulei de floarea soarelui. Și acum am să separ albușurile de galbenusuri. Și cele două albușuri peste toată compoziția. Acum am să adaug și făina, 580 de grame de făină am aici. Am să-l adaug și pe acesta și am să încep să amestec cu mâinile aluatul. A trebuit să mai folosesc făină, deoarece era destul de lipicios aluatul, iar acum îl împart și formez, după cum se vede, niște mingiuțe din aluat pe care le las apoi, el a crescut încă 20 de minute. Le puteți face cât de mari doriți, eu le-am făcut destul de mărișoare, deoarece am vrut să bag o singură dată tava la cuptor.
Cele două gălbenușuri rămase le amestec cu două linguri de lapte și ung covrigii cu acest amestec. Dacă aveți susan sau mac, puteți pune deasupra și vor arăta mult mai bine. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper să încercați această rețetă de covrigi. Este puțină muncă la ei, însă rezultatul va merita cu siguranță. Până data viitoare, vă doresc numai bine!